În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cel cu privire la regulile de prioritate și semnalizare în sensul giratoriu. Campania lansată de Daregin TV de colectare de jucării, haine și alimente pentru copiii de la Casele Maria s-a clasat pe locul 2 ca număr de accesări. Știrea despre starea drumurilor în țară, odată cu venirea iernii, s-a clasat pe locul 3 ca număr de vizionări. Materialul despre regulile de prioritate și semnalizare în sensul giratoriu a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin cu peste 1600 de vizualizări. Pe locul 2 ca număr de accesări, peste 1100, se află știrea despre brazii ce se vor scoate la vânzare de direcția Silvică Mureș. Pe locul 3, în topul preferințelor internauților, cu peste 1000 de accesări, se situează materialul despre artiștii ce vor fi prezenți în spectacolul de 1 decembrie organizat de primărie. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.